Noul sistem de finanțare publică pentru localitățile din Republica Moldova, adoptat acum un an de Parlament, pune în dificultate administrațiile publice locale în procesul de gestionare a banilor. Cel puțin despre acest lucru a declarat președinta raionului Rezina, Eleonora Graur, în cadrul emisiunii Impact Social de la postul nostru de televiziune, Elita TV. Partea slabă, care o văd eu ca președinte de raion și împreună cu gestionarea de finanțe, este că dacă până la moment, deci din bugetul republican, deci veneau transferuri doar 47%, deci 53% erau venituri proprii, deci de anul viitor noi vom avea 10% venituri proprii, 90% transferuri. De aceea aici este și marea problemă, că bugetul va fi strict conform articolelor și conform destinației. De aceeași părere au fost și alți consilieri locali prezenți la emisiune. Potrivit lor, de pe 1 ianuarie 2015, pe umerii primarilor din localități revine tot greul. Va fi greu, va fi greu, dar aici probabil trebuie să se includă cu ajutorul, poate, guvernarea sau administrația publică locală, cu explicații mai multe, cu seminarii. Desigur că le va fi foarte greu și, în afară de aceasta, primarul trebuie să fie un finanțist foarte bun, deci pentru ca să poată dirija și mai departe, deci realiza ceea ce își planifică. Dacă mă refer la instituțiile de învățământ, noi întotdeauna am fost cei care am cheltuit mult din buget, pentru că noi nu suntem producători, dar suntem mai mult consumatori. Dar faptul că de la 1 ianuarie trecem la autogestiune, fiecare instituție, și finanțarea noastră o să fie pe relev, și în afară de aceasta, deci fiecare instituție de învățământ primește încă și alocările bugetare, deci la 480.000 se referă pentru instituția noastră și personal. Deci, iarăși depinde de managerul instituției, pe ce va pune prioritate, de ce este necesar, dar desigur că la moment cel mai mult ne este necesar ca să avem acele materiale didactice. De cealaltă parte, Agenția de Dezvoltare Regională Habitat susține că noua lege cu privire la finanțarea localităților din Moldova este binevenită și asta pentru că, în acest caz, primarul va fi stăpân la el acasă. Atunci o să fie singur primarul stăpân pe resursele lui și nu o să stea să aștepte când o să-i dea Consiliul Raional, nu o să stea să aștepte dacă, adică să facă o analiză la timp dacă resursele lui, care trebuie strânse de la buget, de la cetățeni, adică taxele locale, o să fie strânsă la timp și nu o să dea nicio scuză că nu s-a primit, că n-au avut oamenii bani și atunci, ca un adevărat manager al unei întreprinderi, el o să-și răsuflece mâinicile și o să meargă să facă treaba asta prin sate. Și la fel să se uite și la gestionarea cheltuielilor. Nu o să mai ceară adăugători de la Consiliu că nu o să-i ajungă, dar o să caute poate niște finanțări adăugătoare pentru implementarea unor proiecte. Așa cum se face. Da, așa cum se face. Și în țările vecine, deci, dar și noi. Și unele primării care au deja experiența asta au rezultate și frumoase. În cadrul aceleiași emisiuni Impact Social, invitații s-au referit la activitatea autorităților publice locale atât din punct de vedere executiv, cât și din punct de vedere politic. Precizăm că în câteva luni moldovenii vor fi chemați la urne. De această dată, pentru a-și alege primarul localității. Cu această ocazie, postul nostru de televiziune, Elita TV, va organiza o serie de emisiuni unde vor fi puse în dezbatere cele mai importante subiecte care vizează activitatea consiliilor locale, dar și a primăriilor din raioanele Rezina, Șoldănești, Orhei, Criuleni și Dubăsari.